Vremea nu a ținut așa de mult cu noi, știu că acum cerul este albastru, însă o să vedem mașina, are câteva picături de apă pe ea, noua generație Porsche Panamera G3. Și îmi place cum această culoare, gri vulcan, reflectă culoarea cerului, îi dă un pic de personalitate. G3, Panamera G3, a treia generație, designul nu este așa de mult schimbat, însă avem multă tehnologie, avem mai multă putere și avem o grilă mai mare. După cum se poate vedea, pentru că mașina are nevoie de mai mult aer și o grilă activă aici în partea de jos cu luminile de zi, le observăm aici, verticale. Mai avem lumini de poziții acolo, la pachet cu cele 4 faruri, avem farurile Matrix LED HD, cele mai avansate faruri puse vreodată pe un Porsche cu 32.000 de micro LED-uri în fiecare far, care pot să bată până la 600 de metri în condițiile de fază lungă și să nu orbească ceilalți participanți la trafic, plus diverse alte funcții. Cele mai avansate faruri puse pe un Porsche. Mai avem în acestea semnătura luminoasă cu 4 puncte. La această versiune, care costă undeva la 149.000 de euro, avem anvelope Continental Sport Contact 7 pe niște dimensiuni destul de măricele, 2.75x30x21, iar pe spate avem 3.25x30x21 extra load, pentru că mașina este una grea. Cu toate acestea, la gol nu depășește 2000 de kilograme, nu depășește 2 tone, ceea ce este de apreciat. În această zonă mai avem prize de aer reale. Observăm că oglinda este destul de micuță, în stilul caracteristic Porsche, cu un mic canal aici aerodinamic. Avem keyless entry, evident că avem keyless entry și în spate. Avem opțiunea de 5 locuri, ceea ce înseamnă că locul din mijloc este ocupabil, să spunem așa, de către un pasager. Două suporturi de pahare, climatizare în spate, USB-uri, loc pentru telefon. Într-adevăr, cam greu să stai în mijloc, dar pasagerii de pe locurile laterale se vor bucura de airbag-uri laterale, ISOFIX și de aceste scaune sport scoică destul de frumușele. Să mergem către spate, unde avem tradiționala bandă LED, iar acum inscripția Porsche este tridimensională, nu mai este ascunsă. Gurile de evacuare sunt reale, chiar și la versiunea de bază. Noi avem Panamera 4. Panamera 4 înseamnă motor 2.9 biturbo, benzină, 350 de cai putere, însă cu tracțiune integrală. Avem și camera de marșager care se poate spăla ușor. 270 de km la oră viteză maximă și 0-100 în 5 secunde fix la această versiune. Avem un portbagaj de aproape 500 de litri, 494 de litri, un portbagaj destul de încăpător. Mașina este un hatchback, spre deosebire de Taycan, care este sedan, deci o fi mașina asta parte din clasa, să spunem, berliner de lux, dar este o berlină în două volume și jumătate, o berlină practică. Și, dacă tot vorbim de litri, avem rezervorul mărit de 90 de litri, ca să putem avea o autonomie foarte bună, în special dacă parcurgem mulți kilometri în afara orașului. Iar acum, hai să vedem interiorul, pentru că este configurat destul de frumos. Observăm Panamera 4 aici pe prag. Avem scaunele sportive din piele, încălzite, ventilate, reglabile electric, sunt scaunele confort, reglabile electric pe 14 direcții, încălzite, ventilate, cu memorie. Avem memorie și la șofer și la pasager. Un detaliu foarte plăcut. Mașina bipăie în momentul de față pentru că am lăsat eu pozițiile aprinse ca să vedem banda LED. Soft close la Panamera, spre deosebire de Taycan, aici avem rame la geamuri, deci este o berlină, să spunem așa, mai tradițională. În schimb, volanul este același volan sportiv de Porsche, rotund, subțire, cu decupaje. Acest buton semnifică faptul că avem pachetul Sport Chrono, care ne dă modul de rulare și launch control, dar și acest cronometru pentru măsurarea timpilor pe circuit. Butonul de start se află în stânga, pentru că în trecut cursele de 24 de ore de la Le Mans începeau alergând către mașină și pilotul pornea motorul cu stânga și cu dreapta băga în viteză. Avem tabloul de bord nou, full digital, la Panamera,
cu 6 afișaje, exact ceea ce am regăsit și la noul Taycan. Consumul mediu este 17 litri la 100 de kilometri. Acesta este consumul pe care l-am scos noi. Selectorul transmisiei îl regăsim aici, la îndemână, similar cu ceea ce vedem la Panamera și la 911, dar la 911 este aici. Și chiar acum câteva minute s-a lansat noul Porsche 911 Hybrid, primul 911 Hybrid. Avem Porsche Communication Management cu Apple CarPlay, Android Auto, funcția de climatizare. Apropo de climatizare, gurile de ventilație sunt fixe, tu reglezi fluxul de aer de la acest ecran. Apple CarPlay, Android Auto, cu fir sau wireless. Putem să ridicăm eleronul mașinii, nu știu dacă se vede în această oglindă, dar eleronul s-a deschis, s-a ridicat de fapt. Sistemele de asistență, călătorie și reglaje scaun. Dacă vrem o scurtătură pentru sistemul de climatizare, avem aici scaune încălzite, ventilate, temperatură, tot ce ne dorim, și volumul pentru sistemul de sonorizare. Aici, foarte simplu, găsim un wireless charger, două USB-C-uri și dacă vrem să-l închidem, pur și simplu apăsăm. Două suporturi de pahare și o cotieră cu nu foarte mult spațiu, dar măcar avem un despărțitor. Iar torpedoul, da, nu este el cel mai mare, dar este capitonat, amortizat, iluminat și foarte util. Și pentru cei mai atenți, avem și acest ecran pentru pasager. Observăm că șoferul nu are acces la el. Momentan mașina este nouă și are folia de protecție și din acest motiv avem reflexii, dar mașina are un strat antireflex, astfel încât să nu bată lumina atât de tare. Pasagerul are acces la funcții de streaming, la vreme, la media, la informații despre modurile de rulare. Dacă vrem să trecem mașina pe Sport sau Sport Plus, o dăm de aici. Padelele sunt aici pentru schimbarea treptelor de viteză, sunt metalice și au un click satisfăcător. Iar de la această manetă controlăm sistemul de pilot automat adaptiv cu menținere de bandă. De aici dezactivăm lane assist-ul, dacă nu știați. Și vă mai arăt un secret, de aici se activează sau se dezactivează volanul încălzit la Porsche Panamera și cam la orice Porsche de generație nouă. Tot de aici, de la un buton, se reglează și volanul, evident, electric. Și dacă avem nevoie de mai mult soare, avem o trapă împărțită în două, să-i spunem, un plafon panoramic împărțit în două, iar prima jumătate este trapă și oferă mai multă lumină în habitaclu. Porsche Panamera este apogeul luxului în această clasă, dar și apogeul sportivității. Dacă îți dorești o mașină mai confortabilă decât generația trecută, atunci nu trebuie să-ți faci griji, pentru că suspensia aceasta cu perne de aer cu două camere este în standard pe toată gama. Dacă ai o versiune hibridă și vrei suspensia aceea Active Ride Control, atunci trebuie să plătești în plus, dar noi avem versiunea de bază cu suspensia pneumatică de bază mult mai avansată decât la generația precedentă și mașina se vede că a primit un plus la capitolul confort. Dacă vrei să conduci sportiv, atunci toată poziția la volan este similară uneia de 911, cu excepția faptului că poți să o ridici un pic mai mult pentru persoane scunde. Dar cockpitul este unul cât se poate de sportiv și cât se poate de serios. Chiar și în modul normal, mașina are un răspuns foarte bun. Poate uneori transmisia automată cu dublu ambreiaj nu este oarecum hotărâtă, 8 trepte, PDK, evident, nici nu poți să-ți cumperi altceva pe Panamera. Însă, dacă vrei, o treci pe Sport, o treci pe Sport Plus, apeși pe butonul Sport Response de 20 secunde, ai toate resursele motorului și te duci. Poți să o lași să schimbe ea sau poți să folosești tu padelele din dotare și atunci te bucuri de toate resursele motorului 2.9 V6 biturbo cu 353 de cai putere. Nu e puțin pentru o versiune de bază, mai ales având în vedere că înainte versiunea de bază aveau cu peste 100 de cai în minus pentru că erau versiuni diesel. Per total, Panamera, eu zic că este una dintre cele mai sportive, dacă nu chiar cea mai sportivă berlină din această clasă, iar cu noua suspensie pneumatică rupe norma, să-i spunem așa. Merită toți banii.